Bună ziua! Voi pregăti zacuscă de fasole. Voi avea nevoie de 1 kg de roșii, 1 kg de ceapă. Ceapa este curățată de coajă și spălată. Voi mai avea nevoie de 7 ardei grași roșii. Ardeii la fel sunt curățați de acel cotor și sâmburi și tăiați în jumătate și bineînțeles spălați. 7 dovlecei, 5 morcovi. Voi mai avea nevoie de o lingură de zahăr. Zahărul va lua din aciditatea legumelor. O linguriță de sare. Sarea se adaugă după gust. O căpățână de usturoi. 1 kg de fasole uscată. Fasolea se clătește cu o seară înainte într-un jet de apă rece. Apoi se adaugă într-un castron și se pune apă curată, apă rece curată în castron peste fasole și se lasă la înmuiat până a doua zi. În felul acesta, a doua zi, când fasolea se va pune la fiert, va fierbe foarte bine, cam într-o oră, și bobul va rămâne întreg, nu se va sfârma. Voi mai avea nevoie și de 3 borcane. Voi folosi borcane de 900 de grame. Se pot folosi și borcane mai mici. Într-o cratiță de 4 litri am adăugat apă rece, apoi fasolea. Voi lăsa fasolea să fiarbă pentru o oră la foc mediu cu un capac deasupra, până când boabele de fasole se vor înmuia. Fasolea este gata, a fiert, am lăsat-o o oră cu un capac deasupra. Voi lua acest capac. Voi opri și aragazul. A fiert foarte frumos, boabele au rămas întregi. Voi lua această fasole și o voi da într-un jet de apă, apoi o voi pune într-o strecurătoare pentru a se scurge de apă. O voi tăia ceapa, o voi tăia în jumătate, iar fiecare jumătate în bucăți mici. Morcovii îi voi da pe răzătoarea mică. Voi da dovlecii pe răzătoarea mică. Voi înlătura cotorul de la dovlecei. Voi tăia dovlecii în jumătate și voi da tot cu coajă pe răzătoarea mică. Într-o sită am adăugat dovlecii dați pe răzătoarea mică. Voi lăsa dovlecii pentru 10 minute pentru a se scurge de această zeamă lăsată de dovlecii. Voi mai apăsa puțin dovlecii pentru a-i ajuta să se scurgă mai repede. Voi tăia ardeii grași roșii. Ardeii sunt curățați de sâmburi și de cotor și tăiați în jumătate. Îi voi tăia în bucăți mai mici și îi voi adăuga într-un blender.
punem lapte. Și voi pasa ardei gras, cam în felul acesta. Voi continua să pasez tot ardeiul gras în acest blender până îl voi termina pe tot de pasat. Am terminat de dat ardeiul gras în acel blender, s-a pasat foarte bine. Voi da ardeiul gras la o parte și voi aduce roșiile, le voi scoate cotoarele. Și voi pune și roșiile în blender și le voi pasa și pe ele, un kilogram de roșii. Roșiile sunt spălate. Dacă nu aveți un blender de pasat roșiile, se taie roșiile în felul acesta în formă de X și se adaugă roșiile într-un castron, iar peste roșii se adaugă apă fiartă, se cojesc roșiile de pieliță și se tocă mărunt. La fel și ardei. Ardeii, dacă doriți să-i, dacă nu doriți să-i puneți în blender, puteți să-i adăugați pe tocător și tocați mărunt și puși la zacuscă. Doar că la ardei, dacă nu-i adăugați în blender, va trebui să-i tocați mărunt cu cuțitul. Pune roșiile. Și voi blenda roșiile. Acesta. Voi continua să procedez în felul acesta cu toate roșiile până le voi termina pe toate de blendat. În acest blender cu roșii voi adăuga și o căpățână de usturoi pe care le voi blenda împreună cu roșiile. Și usturoiul s-a blendat împreună cu roșiile. Usturoiul se mai poate da și pe răzătoarea mică, dat foarte încet, sau prin presa de usturoi. În acest blender voi blenda fasolea uscată fiartă. Acesta.
Într-o cratiță de 5 litri voi adăuga 300 de ml de ulei de floarea soarelui. Voi lăsa uleiul să se încingă la foc mare. Uleiul s-a încins, voi adăuga ceapa tocată mărunt. Ceapa să se călească la foc mare. Voi lăsa totul până când ceapa se va înmuia. Ceapa s-a înmuiat. Acum voi adăuga morcovii dați pe răzătoarea mică. Și voi căli și morcovii împreună cu ceapa la foc mare. Morcovii s-au călit și ei. Voi adăuga dovlecei, dați pe răzătoarea mică și storci foarte bine de zeamă. Voi căli legumele la foc mare. Dovlecii s-au călit. Voi adăuga ardeiul pasat, ardeiul gras. Voi adăuga și sucul de roșii împreună cu usturoiul. Voi lăsa totul la foc mare pentru o oră. Zacusca fierbe, voi lua acest capac. Ochiul de la ragaz am dat la foc mediu. Voi adăuga fasolea fiartă dată prin blender. Voi amesteca încet și cu răbdare.
voi adăuga o lingură de zahăr. O lingură de sare. Și o lingură de piper. Voi amesteca totul. Și voi lăsa totul cu un capac deasupra să fiarbă la foc mediu până când această zeamă lăsată de la legume va scade. Zacusca de fasole este gata. Am lăsat o oră și jumătate până când acel lichid lăsat de legume s-a evaporat. Voi opri aragazul și voi lăsa zacusca să se răcorească în această cratiță pentru 15 minute. Voi umple borcanele cu zacuscă de fasole. Am lăsat-o 15 minute în oală să se răcorească puțin. Voi lua fiecare borcan și îl voi umple cu zacuscă. Aici am o pâlnie. Voi umple borcanele. Mi-am luat o lingură pentru a așeza zacusca în borcan. Voi închide borcanul cu capac. Voi duce la următorul borcan. Voi așeza zacusca în borcan. Voi acoperi și golurile de aer în borcan cu această lingură. Voi pune capacul, voi închide totul strâns și voi trece și la al treilea borcan.
Apoi închidem totul. Și zacusca este gata pentru a merge la sterilizat. Am mai oprit puțin în cratiță pentru a servi acum zacusca. A ieșit foarte gustoasă și ușor de pregătit zacusca de fasole. Voi steriliza borcanele, apoi voi depozita borcanele într-un loc răcoros. Voi steriliza borcanele cu zacuscă. În această cratiță de 5 litri voi adăuga un prosop de bucătărie. Apoi voi pune cele 3 borcane de zacuscă. Iar în această cratiță voi adăuga apă rece, până la nivelul capacelor. Va mai trebui să mai adaug puțină apă rece până voi ajunge la nivelul capacelor. Voi steriliza borcanele cu zacuscă de fasole 45-50 de minute la foc mediu. După sterilizarea borcanelor voi opri aragazul și voi lăsa borcanele cu zacuscă în această cratiță să se răcească pentru o oră. Borcanele cu zacuscă de fasole sunt gata, le-am lăsat la sterilizat 50 de minute din momentul în care apa din cratiță a început să fiarbă la foc mediu. Acum am oprit aragazul și voi lăsa borcanele cu zacuscă în această cratiță să se răcească foarte bine pentru o oră, două. Zacusca de fasole uscată a ajuns la final. Este o zacuscă ușor de pregătit și foarte gustoasă. Această zacuscă se servește alături de friptură sau, dacă se ține post, alături de cartofi prăjiți sau felii de pâine proaspătă sau felii de pâine prăjită. De asemenea, borcanele se sterilizează 45-50 de minute din momentul în care apa a început să fiarbă în cratiță, se lasă apoi borcanele să se răcească în acea cratiță, după care se scot borcanele, se șterg cu un prosop curat, apoi borcanele se depozitează într-un loc răcoros, unde va sta chiar și un an, doi în cămară, de bara sau pilniță. Acea fasole, dacă nu doriți să o blendați, se poate adăuga și boabe de fasole întreagă. La revedere!